peștele de la cap să împută. Și din păcate, mulți moldoveni au plecat în multe țări și lucrează mai mult ca oamenii născuți în țările respective și muncesc, ne caută. Să știți că aici în America, mulți mă sună și întreabă, nu cunoști familie de moldoveni care ar vrea să lucreze? Fiindcă ne știu că suntem muncitori, suntem oameni de treabă și putem să facem mult. De aceea, păcat că la noi în Moldova așa este guvernul și multă lume pleacă și muncesc pentru alte țări. Am putea să facem mulți bani pentru țara noastră. Dacă ar fi bine și s-ar schimba ceva în țară, niciodată nu zicem că nu ne întoarcem înapoi. Mai ales la bătrâneță, de ce nu? Mai bine să trăiești viața acolo. Deci, ce probleme majore sunt care îi determină pe moldoveni tot să emigreze? Pentru că au venit până la urmă un guvern democrat în 2009-2010. După asta, tendința, adică încă este, nu că în creștere, dar oricum, oamenii tot pleacă. Problemele financiare, mă gândesc. Locuri de muncă nu au. Nu sunt plătiți bine. Ce vă place aici în Statele Unite, care ar putea fi aplicat acasă? La ce lucruri vă gândiți? Stabilice legile. Toate legile. Fără să dai mită cuiva ca să faci ceva. Legile care sunt scrise în Constituție, asta este foarte important. Ca omul, dacă vrea să facă ceva, să se intre pe internet să vadă ce are de făcut, nu trebuie să aștepte la rând, nu trebuie să dai bani la ăla că eu sunt cunoștința sau cu mătrul cineva din guvern și trebuie să mă ajuți. Trebuie să fie o lege pentru toți. Asta e cel mai important trebuie. Și atunci, dacă să fie lege, eu cred că țara să meargă înainte. 10 ani, aproape 10 ani când am plecat din țară, n-am văzut nicio diferență când m-am întors acum recent. Părere de rău, dar nu prea am văzut schimbări, cel puțin spre bine. Asta e realitatea. Sper că odată cu filtrarea societății, o să ajungem și noi la timpuri mai bune acasă. Sper. Cel puțin eu sunt o persoană care întotdeauna mă gândesc să mă întorc acasă în viitor și sper să aud lucruri mai de bine că se întâmplă acolo acasă. Un antreprenor aici, atât timp cât își dorește să facă ceva și depune muncă, întotdeauna realizează. Deci statul ajută mult. Companiile mici, mijlocii, statul acordă un ajutor foarte enorm. Ce și la noi în țară, cred că lipsește de tot. Ce ai vrea să se schimbe în Moldova ca să fie atrași moldovenii de peste hotare să se întoarcă acasă? Cred că autoritățile noastre or trebui să-i bagă cel puțin un mic exemplu de la statul american și să acorde mai mult atenție persoanelor care vor să intermedieze o companie, vor să intermedieze o afacere și vor să-și asume riscurile. Eu când am plecat din țară, întotdeauna am avut gândul să mă întorc înapoi acasă. Știi? Acum, generațiile noi care vin nu mai au tendința asta de a se întoarce acasă. Deci, rup legătura asta. Vin aici să stabilească cu traiul, cu viața, deci nu mai au dorința de a se întoarce acasă. Ceea ce eu primii ani, știi cum, foarte mult mi-am dorit-o, să mă întorc, să mă realizez acasă. Și ce te-a împiedicat să nu te întorci? Nimic. O viață mai comodă, mai cred confortabilă? Că da. Cred că da. Nu m-am așteptat, dar realizam că vreau să mă întorc înapoi cât mai repede. Și vreau să dau niște exemple simple, care sper eu să se schimbe în Republica Moldova. Toată lumea este nervoasă și supărată. Și probabil nivelul de trai și economia este cauza principală, dar de ce nu se realizează că un simplu zâmbet sau o simplă privire a unui casier din magazin poate să motiveze un cumpărător să cumpere mai mult, să petreacă mai mult timp în localul același, astfel ridicăm vânzările. De atunci când sunt tineri la conducere, ei au mai mult entuziasm, vin cu idei mai bune și se văd rezultate.
Poate și, poate și la conducerea Republicii Moldova este nevoie de o persoană tânără cu entuziasm, cu energie. Aș vrea să revin în Republica Moldova, fiindcă am învățat și am văzut multe aici și dacă aș putea eu și nu doar singură, cu mai mulți moldoveni care au plecat, să venim să schimbăm, să aducem experiență nouă de aici, să îndreptăm greșeli care le-am văzut acolo, aș vrea cu mare drag. Fiindcă oricum undeva în suflet ne este dor și ne trage pământul acasă. Ce ar trebui să se schimbe în Republica Moldova ca să revină mai mulți moldoveni acasă și să investească în țara noastră? Să se creeze locuri de muncă, să nu se pună piedici oamenilor care vor să investească, să le dea libertatea de a demonstra ceea ce pot și să aducă inovații acasă, ca să creeze locuri de muncă, să ridice salariile, fiindcă sunt oameni de o intelectualitate rară aici, care ar putea tare bine să ridice economia Moldovei, da? Care se dezvoltă și fac aici afaceri, de asta că se poate și e ușor. Să fie mai multă unitate și oamenii să se privească la scopul împreună. Fiindcă nu așa poți să realizezi ceva. Chiar și, nu știu, aceeași comunitate pe care am creat-o aici, tot a fost cu scopul de a ne ține uniți pe noi moldoveni și de a păstra limba, de a putea vorbi limba română mai mult, de a tradițiile noastre, de a le face. Cum vezi Republica Moldova la 25 ani de independență? Este un stat nou, are perspective, are posibilități de a se dezvolta? Eu totuși mai sper că o să... Mai sper la ceva pozitiv, că în Republica Moldova lucrurile o să se aranjeze. Nu sunt pentru unirea Republicii Moldova cu România. Nu vreau să mă implic mult în politică, dar aș vrea ca țara noastră micuță, așa cum ea, să fie independentă și să... Cred că se poate, are potențial și se poate să rămână singură și să aibă succes. Păi știe ce democrația, știe ce devine. Ca să stai la un post acolo, acolo, tare greu. Cu bani, mergi, cașcavar. Fratele meu a trăit aici 7 ani. Împreună cu soția lui și după aia a decis să plece acasă. Să facă un business, că lui place foarte, foarte mult Moldova și a spus că acolo vrea să trăiască. A făcut un business foarte greu, i-a fost foarte, foarte greu să deschizi un business, dar... Ce afacere are acolo Moldova? Are un magazin, a deschis un magazin, chiar la noi în sat. Se descurcau bine și soția lui la restaurant. Sau le merge foarte bine. Nu s-a dus că le era greu sau ceva, nu. S-a dus de plăcere Moldovei. Crezi că mai mulți moldoveni ar putea să se întoarcă? Nu cred. Nu cred. Eu pe cine aud, pe cine întreb, nimeni nu vrea să meargă înapoi. Plus, văzând la știri atâtea proteste și atâtea probleme, politică, nu cred că mai vrea lumea să se mai întoarcă înapoi. Poate vreodată, când se întoarce timpul și o fi mai bine, poate să meargă, dar noi acum suntem bine, copiii noștri merg la școală, la grădiniță, noi suntem bine, avem un job bine plătit, suntem respectați, remunerați și vom sta până când aici. Cum i-a reușit fratelui tău să se întoarcă? I-a fost greu? I-a fost foarte greu. I-a fost foarte greu. A crezut că nu o să mai ducă până la capăt. A avut atâtea piedici la fiecare pas. De la prima piatră până la ultimul raft din magazin. I-a fost foarte greu. Toate hârtiile... Tot procesul însăși de a face un business, totul e greu de făcut. Fiecare hârtie durează 30 de zile, spre exemplu, ca să o semneze. Probabil tinerii așteaptă mai multă seriozitate și din partea
conducerii și așteaptă, așteaptă să le pese la cei de la conducere, să le pese de țară și de însăși tinerii care vor să facă ceva și vor să se, să se dezvolte acolo la noi în, în Moldova.